doamna Săftoiu, dar nici nu putem împiedica presa să gândească la situația de captiv al unei structuri politice și legislative. Asta e foarte bine că defecte și rudimentare. Astăzi aveam o discuție cu niște prieteni și cineva spunea, din 1990, care au fost cei mai buni ani pentru România? Și nimeni nu a putut să răspundă care au fost cei mai buni ani pentru România. Pentru că dacă au fost buni economici, scandalul politic e atât de puternic încât nu poți să spui că e ceva bun. Și invers. Și nimeni nu a putut să răspundă care au fost cei mai buni ani pentru România. Pentru că dacă au fost buni economici... Buni economic ar fi trebuit să se spună, adică buni din punct de vedere economic. O formă acordată precum economici este nejustificată aici.